copilul respectiv să răspundă un pic de prietenul lui, în primul rând, și apoi vom răspunde și noi toți ceilalți care suntem acolo și organizăm tabăra, bine? Este important să lucrăm în echipă. Doamne, ajută-ne! Sper că cer mai puțin bani. Mult mai puțin. Și noi pentru facem un anunț pentru tabăra și ne adresăm părinților care au copii între 7 și 12 ani. Intenționăm să facem o singură serie, dacă vor fi mai mulți, probabil vom face două serii. Și costul este 150 de lei de copil. O vom face la Igriș, la Casa Fără Griji. Și credem că împreună cu echipa de la Școala Duminicală că va fi o tabără grozavă. Până săptămâna viitoare vrem să facem o listă cu cei care vor să participe. Și data va fi 21-27. Plecare vineri, întoarcere sâmbătă. Poftim? Vineri, și nu acoperă poate chiar toate costurile 150 de lei, de aceea eu am dat sfoară în țară și primim și donații. Și sunt care vor sponsoriza probabil un copil sau chiar doi care nu-și vor permite nici măcar acei 150 de lei. Așa că împreună cu Oana vă așteptăm și credem că va fi o tabără reușită. Și vă rugăm să vă rugați pentru protecție și pentru o reușită bună. Mulțumesc! E bine că putem să ne trimitem copiii noștri în tabără. Este grozav lucrul acesta să-i poți trimite în tabără și... Din punctul acesta de vedere, eu mai aș vrea să fiu copil. Deci, e rezolvată problema voastră, cine vă face mâncare, Delia și Ed Companie, problema voastră e rezolvată de asemenea, cine vă face mâncare. Nu de alta, dar poate ajung și eu prin vizită. Nu știu cât de greu putem, cât de mult putem săptămâna aia, pentru noi este săptămâna înainte anunții lui Emi. Suntem un pic prinși. Bun, ce ar mai trebui să spunem? Nelly, cum o duci? Bine, bine. Eu cred până când vine Eugen cu familia lui, aș vrea ca să îl binecuvântăm pe Mișu. Mișu, ești aici? Unde te vede, Mișule? Da, Mișu, hai să te binecuvântăm pe tine. Câți ani de căsnicie faci astăzi? Păi, fără Emi, te binecuvântăm așa, prin credință cu Emi împreună. Câți ani de căsnicie faci azi? 6 ani de căsnicie. Care sunt dorințele tale acum după 6 ani de căsnicie? Păi, urmași. Ok, vreau un băiat, Mișu. Și Dana Baptista, noi încă așa îi zicem ca să fim siguri că o numim așa. Dana, vino aici. Și ea este tot singură aici. Reprezentată, soțul ei nu este aici. Dana, câți ani de căsnicie faci astăzi? 18 ani, fantastic. Care sunt dorințele tale ardătoare? Sănătate pentru soțul meu și mântuire. Sănătate pentru soțul ei și mântuire, da? Haideți să-i binecuvântăm, ai găsit ceva să citești? Hai o binecuvântare și apoi o rugăciune să-i binecuvântăm, să le meargă bine. Mai bine ca în primii 6 și mai bine ca în primii 18. Întotdeauna este loc de mai bine. Nevoile se schimbă, viața de familie este o viață dinamică. Nevoile care le-ai avut în primii 5 ani, nu mai le ai în următorii. Corina, citește ceva și cine îi binecuvintează? Cine se roagă pentru ei? Vreau să văd aici măcar o persoană care îi binecuvintează. Hai, Dorina, vino. Când am auzit că vă cheamă în față, imediat m-am gândit că ceva pentru urmașii voștri ar fi interesant să vă citești. Și chiar am și găsit, că știam pe unde scrie în Biblie. Domnul întărește pașii omului atunci când își găsește plăcerea în calea lui. Când acesta cade, nu este doborât de tot, căci Domnul îl sprijină cu mâna sa. Din tinerețea mea și până în bătrânețe, și până la bătrânețe, nu am văzut vreun om drept părăsit și nici pe urmașii lui cerșindu-și pâinea. El este milos în fiecare zi și dă cu împrumut, iar urmașii lui vor fi o binecuvântare. Amen. Voi împreună cu soțul, Dana și Mișu, cu Emi, sunteți o binecuvântare pentru noi, pentru Metanoia și dorim ca și urmașii voștri și ce rămâne după voi la un moment dat, când o să mai fiți voi, tot să rămână o binecuvântare. Doamne Dumnezeule, stăm înaintea Ta în această dimineață.
și îți mulțumesc pentru că designul tău, cel al familiei, stă în picioare și astăzi, Doamne. Îți mulțumesc pentru Mișu și pentru Emilia, Doamne. Îți mulțumesc pentru Dana și Talal. Și mă rog, Doamne, ca Tu, Dumnezeul nostru, să fii Dumnezeul lor mai departe, al căsnicilor lor, al tuturor lucrurilor de care ei au nevoie în aceste căsnicii. Mă rog, Doamne, să lași harul Tău, să lași binecuvântarea Ta. Mă rog, Doamne, să lași pacea Ta. Mă rog, Doamne, să lași înțelepciunea Ta. Mă rog, Doamne, să lași dragostea Ta. Mă rog, Doamne, ca Duhul Tău să îi însoțească, să îi însuflețească și să pună în ei acea uniune, acea fuziune pe care numai Tu, ca Dumnezeu, ca și Creator al căsniciei, poți să o faci. Mă rog, Doamne, ca să dai har să se poată întoarce către Tine în orice moment, să Te recunoască pe Tine Domnul căsnicilor lor, Domnul copiilor lor. Rostesc, Doamne, această binecuvântare peste casa lui Mișu, de copii sănătoși, de harul Tău care să-i însoțească. Și ne vom bucura și vom ridica paharul mântuirii, pentru că vom vedea din nou mâna Ta la lucru, pentru că vom vedea din nou harul Tău coborându-se între noi, pentru că promisiunile Tale nu și-au găsit sfârșitul, pentru că Tu ești Domnul veșniciilor care îi vei binecuvânta. Mă rog, Doamne, pentru Dana și pentru Talal și pentru copilul lor, mă rog, Doamne, într-un mod deosebit, Doamne, să-i binecuvintezi cu sănătate și cu harul Tău. Mă rog, Doamne, să lași sănătate mentală acolo, Doamne, să înțeleagă clar care este voia Ta, care este Dumnezeul adevărat, care este mântuirea venită prin Hristos, să recunoască acest lucru în viața lor, iar binecuvântarea Ta va curge promisiunilor Tale. Amin. Îți mulțumesc pentru acest lucru și mă rog să fii cu ei, cu noi, cu toți. Amin. 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 Așadar, Dumnezeu să vă binecuvinteze mai departe, dragilor. Aș vrea acum să facem un lucru pe care noi îl facem de obicei când suntem împreună și anume ne dăm împreună nu numai cântul nostru, nu numai închinarea noastră prin cântare sau prin ascultare, ci ne dăm și parte din banii noștri. Da? De aceea vreau în această dimineață să-L binecuvântăm pe Domnul, poate pentru metanoiști într-un mod special cu zeciuielile noastre, pentru vizitatori, fiecare cu cât are pe inima. Noi suntem credincioși pentru că Domnul este credincios. Eu cred că asta ar trebui să fie. Credincioșia lui Dumnezeu nu o putem întoarce decât cu credincioșia. Mai vreau ca să mai vă spun un lucru inedit pentru mine. Este inedit pentru mine și vreau să mă ascultați. Da? Vreau să mă ascultați. Este inedit și pentru voi. Ieri m-a sunat cineva și mi-a spus că duminica viitoare seara vrea să vină în Metanoia. Da? Și am spus, bine domnule, cine ești dumneata? Și ascultați-mă cine este această persoană care vrea să vină în Metanoia. Este un episcop ortodox mântuit, carismatic. Ei n-au ieșit din biserica ortodoxă, mi-a zis telefonic, mai trebuie să vorbesc cu el, mi-a zis telefonic că ei au rămas îmbrăcați în straiele lor ortodoxe, dar l-au cunoscut pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor personal dincolo de datinile și obiceiurile care sunt în biserica ortodoxă. El a spus că duminică dimineața este la botez, la biserica Agape și cineva i-a recomandat ca să vină după masa în Metanoia. Să cunoască și alți episcopi. Ok? Haideți duminică după masa. Haideți să fim curioși. Da, eu chiar sunt și curios. Și să fim gata să vedem ce anume poate și face Dumnezeu în această vreme. Poate și vrea să facă Dumnezeu. De aceea v-am anunțat din timp și vă spun din timp că duminica viitoare seara, deci o să avem un musafir de seamă, altceva decât cu ce suntem obișnuiți, da? Nu că duminica asta seara nu ar trebui să veniți. Îmi zicea Cheții azi dimineață, o zis cu Spănuț, tu vezi ce cald e? Unii oameni nu vin la biserică din pricina căldurii. Știți? Eu am fost asistent medical cândva. Și știa multe poante care se aud în cabinetele medicale și se spune despre o persoană de 80 de ani că a venit la doctor și a spus, domnul doctor,
mă doare piciorul. Și eu zic, doctorul, taicule, câți ani ai? 80. Păi de-aia te doare, i-a spus doctorul. Zic, da, domnul doctor, dar pe mine mă doare numai dreptul, stângul, n-are și el 80 de ani. Știți? Adică eu i-am spus lui Cheții așa, draga mea, au fost vremuri și când nu era cald afară, când era mai răcoare și nor venit. Tu crezi că din cauza căldurii nu vin? Acum eu vreau să vă încurajez și să vă spun, și acasă e cald și aici totuși avem un mediu mai special, avem aer condiționat și eu vă spun, care dintre voi nu veniți uneori la biserică așa, mai obosiți? Da? Și când pleci de la biserică sau după o rugăciune, simți că parcă Dumnezeu ți-a luat povara. Iată ce bine și plăcut este să locuiască frații împreună, zice Scriptura. Căci acolo unde sunt frații împreună, acolo Dumnezeu face ceva special. De aceea eu vă încurajez, chiar dacă este cald, pe drum sau eu știu cum, încercați să veniți. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult decât ne dăm seama. Mama mea avea o vorbă și avea o povestioară și îmi spunea, Cusmănuț, cine își face, lui își face, cine își dă, lui își dă. Eu vreau să vă încurajez să faceți în așa fel încât Harul lui Dumnezeu să vină peste dumneavoastră și să ne apropiem cu toții de Domnul mai mult și mai mult. De aceea, după masă, vă invit, duminica viitoare vă invit la casa lui Dumnezeu, veniți, zicea Marius despre întâlnirea cu David McLean, veniți, sunt vremuri bune pentru noi, sunt vremuri foarte bune în care ne putem apropia de Domnul. Dacă nu ne apropiem de Domnul, pentru ce trăim? În același timp vreau ca să vă anunț că am făcut progrese cu școala, încă n-am semnat-o, nu am luat-o încă, nu este 100% a noastră, dar sunt progrese și eu vreau să vă încurajez un lucru. Să vă spun că și voi știți asta și majoritatea dintre noi procedăm așa. Cel mai important tezaur al nostru care este? Sunt copiii noștri. Nimic nu avem mai important ca și copiii. De aceea, grădinița asta, școala asta, vrem ca să fie o concordanță între ceea ce spunem și ceea ce facem. Noi nu numai spunem copiii sunt cei mai importanți, ci noi avem prioritățile pentru copiii noștri. De aceea copiii noștri vor învăța într-o grădiniță creștină, vor continua primele 4 clase în școală creștină, următoarele 4 clase într-o școală creștină, următoarele 4 clase de liceu într-o școală creștină. Asta avem viziune. Care viziune se face ușor? Ce lucruri se întâmplă de la sine? Ce se întâmplă de la sine? Așa, se dezvoltă singur. Numai mintea bolnavilor. Universul acesta a apărut singur. Da? Trebuie să o spunem pe aia românească, că oamenii de știință ei zic, aia de știință, care nu sunt bolnavi. Da? Zic, domnule, mâna asta, vorba lui Einstein, încerc să-L văd pe Dumnezeu prin ce legi a făcut toate lucrurile. Un om deștept. Dar nebunul zice în inima lui, nu există Dumnezeu. Deci nimic nu se dezvoltă de la sine, numai haosul. Noi vrem pentru copiii noștri, care ne-a încredințat Dumnezeu, să le oferim tot cadrul. De aceea, rugați-vă pentru grădii, în curând vrem ca să avem o întâlnire acolo, trebuie pus mâna acolo, trebuie făcute multe, dar eu sunt pasionat. Sunt pasionat pentru copiii copiilor mei. Și nu mă uit numai la lucrurile acestea care eu o să le văd, ci mă uit prin credință, zice Scriptura, că oamenii care au umblat prin credință l-au binecuvântat pe Dumnezeu pentru lucrurile care nu le-au văzut și le-a urat de bine. Da? Vrem să le urăm de bine cei care își vor lua doctoratul la școala Metanoia, fără să plagieze. Înțelegeți? Pentru că e un subiect de actualitate. Fără ca să plagieze. Fără ca să copieze. Vrem să-i binecuvântăm pe
pe copiii noștri ca să aibă un cadru sănătos în care să se dezvolte, da? De aceasta este important. Îl văd pe tata lui Eugen, cred că încet, încet apar ei. Au suficient, dacă nu mai punem încă un rând pentru ei. Îl facem și asta dacă e cazul. Bine, deci asta este. Asta este. Cât despre politică, vreți să vă spun ceva despre politică? Nu vreți să vă spun. Nu. Nu vă spun nimic despre politică, pentru că noi o vedem că este urâtă, dar în același timp eu vă spun că trebuie făcută. Trebuie făcută de oameni cât mai verticali. Nu-i vedem întotdeauna verticali, nici chiar pe ai noștri, și trebuie să știți că am aceeași părere ca și mulți dintre voi. Dar ce să facem? Ce să mai zic? Ce să mai zic? Aștept vremuri mai bune, aștept oameni mai verticali, aștept o clasă de politicieni mai bună, aștept. Știi? Vorba lui Dugulescu, mă rog și aștept, știi? Nădăjduiesc și aștept. Ce să zic? Asta este. Bine, voi sunteți bine cu toții? Rezistați cu căldura, da? E în ordine? Bine. Nu-i pauză de hidratare, că dacă ieșim afară numai eu, Eugen, am văzut că ori venit, dar greu intră. Șefa, ori venit? N-or venit. Deci Eugen nu a ajuns. Nu, are doi copii, ce să facem? Miriasa și părinții cu copiii mici întotdeauna ei au circumstanțe atenuante. Lavinio, vino aici. Hai să văd mai câți te cunosc pe tine. Vino aici. Câți mai îl cunoașteți pe Lavinio? Să vezi, sau tu pe câți cunoști mai de aici, Lavinio? Lavinio, eu mai am spus-o aproape ori de câte ori l-am luat aici în față, Lavinio a fost în Exodus cu noi, cu cei care am fost în Exodus. Apoi el, din ce an ești în Spania? Din 2002 este în Spania. Acum s-a întors acasă, face o facultate. Nu, numai în sesiune s-a întors. Lavinio, ce ne spui? Auzi, ce facultă faci? Ingineria mediului. Ingineria mediului. E europeană. Ce zic, mă bucur că sunt aici cu voi. Mă simt bine de fiecare dată când vin aici și vă aduc vești din Spania, vești bune, și acolo Dumnezeu este la lucru. Se întâmplă lucruri minunate în biserica la care merg. Luna septembrie am găsit o altă biserică care o frecventez și se experimentează o trezire extraordinară. În fiecare primă duminică și astăzi este botez, duminică din lună. Din septembrie până acum n-am văzut să se boteze mai puțin de 7 persoane. În fiecare primă duminică din lună se face botez. Da. Și ultimele două duminici înainte să vin aici au fost 20 și 25 de persoane noi. Și în ce oraș e asta? În Madrid. În Madrid. Este o biserică, aparține de Assemblies. Uh-huh. Și sunt un pic structurați ca și Agapele. Uh-huh. Sunt pentecostali carismatici. Niște păstori care au venit acum 9 ani din Argentina, au venit 13 persoane. Au început o biserică, au deschis ei, au avut o viziune de acolo și în 9 ani sunt la al treilea local. Biserica are 980 de scaune, dar în ritmul ăsta o să crească mai mult. Așa că adevărul că nu așteptam în Spania, pentru că Spania oamenii sunt mult mai reticenți, mai reci, dar eu cred că toată criza asta care este peste tot în Europa face ca lucrurile să se miște la nivel spiritual și oamenii să înceapă să-L caute pe Dumnezeu. Și în Spania cred că se întâmplă lucrul ăsta. Așa că mă bucur că am putut să stau aici în România pentru timpul ăsta scurt cu familia.
ce pot să zic, să vă rugați în continuare și pentru părinții mei, pentru fratele meu, pentru mama mea, că este bolnavă și are nevoie de rugăciune și în rest Dumnezeu să fie și aici și acolo și să lucreze în continuare cu putere. Amin. Bine. La bine, Dumnezeu să te binecuvinteze. Caios, ce faci? Vino aici. Caios și Delia, hai să mai vedem ce fac. Mai cunoașteți pe Caios și pe Delia? Haide să vedem cum le-a trecut primul an de căsnicie. Când ați avut un an de căsnicie? 18 iunie 2012. Deci sunteți aici la un an și câteva zile. Cum a fost anul ăsta de căsnicie? A fost bine că am fost singuri. A fost bine, ne-am susținut unul pe altul. Când unul e sus, ăla e jos, ne încurajăm unul pe altul. Viața de căsnicie e frumoasă. Ce spui prietenilor tăi care fac pasul? Îi lasă să experimenteze singuri. Eu ce zic, sunt mulțumitoare lui Dumnezeu că am terminat primul an de facultate la design vestimentar în Sibiu. Sunt prima, am și bursă, lăudam așa. Și na, acum sper să și termin, să fie bine. 3 ani? Da. În rest nimic nou. Am în doi acolo lucru, ca eu astăzi, e un august. Astăzi te întorc. Domnul fie cu voi. Să vă dea izbândă în tot ceea ce faceți. Bine, dragilor, ne bucurăm că v-am revăzut așa, sezonier. Pe cine mai vedem? Ori venit? Până atunci poate să vină Cristi din Cluj. Hai să vedem, Cristi. Nu de alta, dar trebuie să-l prezint din generația lui. El este singurul care încă nu-i logodit. Nu știm ce așteaptă. Cristi, te-ai întors în Ardeal. Adică te cheamă pământul, nu? Părinții tăi sunt ardeleni, nu? Numai tata, te cheamă pământul. Cum o duci în Ardeal? Bine, mulțumesc Dumnezeu, e foarte bine. La bise unde mergi? La Casa Templarului. La Casa Templarului, dar de ce ani? Bun, altceva? Tensor? Nu încă. De ce? Nu știu. Are cu cine? Bine, Cristi, cât stai aici? Plec astăzi și eu. Plec azi. Bine, Cristi, Dumnezeu să te binecuvinteze acolo, în Cluj și aveți grijă de tot ce se întâmplă acolo. Să nu mai zic altceva. Da, ori venit, șefa? Ori venit? Tot vin. E nea mare. Ok, bine, Dana, vină aici. Dana este fiica lui sora Maria. Ea este într-o vizită scurtă, nu? Sau hai că ne spui în țară, zi Dana ceva. Sunt pentru o săptămână aici în Timișoara să-l susțin pe Dan care dă bacalaureatul. Mă bucur să fiu aici împreună, chiar am lăudat pe Dumnezeu pentru lucrarea lui în Metanoia. Este o minune să vezi ani de zile ce se întâmplă și cum Duhul Sfânt lucrează din plin aici, e o mare bucurie. Ok, altfel? Bine. Bine? Viața de căsnicie? Bine, acum în iulie vom pleca pentru o săptămână să ne facem, mă rog, în română se zice lună de miere, va fi săptămâna de miere. Totul bine. Bine. Dana, Dumnezeu să te binecuvinteze. Ne bucurăm. Îl salutăm și pe soțul tău. Cine văd pe mama lui Alexa? N-ați plecat încă? V-ați întors. Bun, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Deci, asta este. Cred că dacă m-aș uita printre oameni, uite, Vanci s-au întors aproape. Îți bine. Buziașu, puiul Ionescu s-a întors. Puiule, îți spunem bun venit, ți-am dus dorul, să știi, eu ți-am dus dorul. Zici că nu se vede că nu te-am sunat. Am telefon nou și nu știu cu el.
Putea să sune și el, așa. 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 Da, bine, Eugen, haideți până când Eugen se gândește să intre, puteți să vorbiți cu cel din stânga și cu cel din dreapta. Da, spunem bun venit neamului lui Mihăiescu, dar nu numai lui Mihăiescu, și al lui Martin, da? A, ea e Paula. Bine, așadar vă spunem bun venit. Eugen, ar trebui să-ți dau microfonul ție și lui Claudia. Este un moment important pentru voi. Paula ia un singur lucru. Vrea să fie în centru atenției, e geloasă pe David, că nu despre ea e vorba, ci despre David de dimineața asta. Eugen, dacă te aude fi că ta vorbind, poate... Noi am luat microfonul, dar nu știu ce trebuie să zicem. Ne bucurăm, da? Oricum, în primul rând ne bucurăm să ajungem în sfârșit la biserică. Obosiți, cum să fim cu doi copii? Alergăm toată ziua. Am auzit o vorbă aici, din doi părinți agitați, nu posează decât copii agitați. Deși mă uit la David și contrast. Deci Paula, tocmai am făcut prezentarea. Pentru cei care nu știți pe Paula, încă se mai aude, dar David e contrastul. N-am crezut că pot să fie copii așa de diferiți, deocamdată. De ce David? Asta e las lui Clau. Nu știu, mi-a plăcut foarte mult numele. În familia Martin există un David, acum zic din culise, există un David, cumnatul nostru David, nu-l văd aici, nu a ajuns. Salutări tuturor care v-ați repatriat, familia vine de pe drum și cred că toate surorile lui Clau vreau să-i pună la băieți David. Așa că noi am început primii, urmează ceilalți, să vedem, nu știu cum o să-i... Da, el e David Martin. Ne-a plăcut ideea, nu Martin, nu, devenind de la, și de la familia lui Clau, dar în același timp e un nume și cu rezonanță istorică, să sperăm că poate se alege ceva și de rezonanța asta. Altceva? Răspundem. Eu sunt purtătorul de cuvânt. Claudia, Dumnezeu să vă binecuvinteze împreună cu familiile voastre. Mă bucur că văd familiile voastre din nou la biserică. Eu vreau ca să citesc un pasaj al Scripturii.
Și vreau ca să vă binecuvântăm apoi. M-am tot gândit ce să vorbesc. Foarte mult timp am stat pe David, dar mi-am dat seama că David nu este tipul cel mai potrivit să-l scoți în relief comportându-se cu copiii lui. David a fost un tolerant, dar nu vreau să zic nimic despre David. Dar m-am gândit la un alt personaj al Scripturii și vreau să citesc pasajul acesta. Copiii, teoretic, sunt cei mai importanți pentru noi, teoretic. Practic, nu știu. Teoretic, zicem, copiii sunt, sau expresie de la mine, de la sat, copiii sunt lumina ochilor. De oricine te poți atinge, dar nu de copiii mei. Copiii sunt așa de prețioși încât nu mai și pot permite decât oamenii săraci. Haideți să ascultăm un pasaj al Scripturii, apoi vreau să zic câteva lucruri speciale pentru Eugen și Claudia în dimineața asta și pentru bunici și pentru unchi și pentru mătuși și pentru toți ceilalți. Citesc din 1 Samuel, din capitolul 1, începând cu versetul 9. Biblia spune așa. Ana s-a sculat după ce au mâncat și au băut ei la Shilo. Preotul Eli ședea pe un scaun lângă unul din ușciorii templului Domnului. Și Ana se ruga Domnului cu sufletul amărât și plângea. Ea a făcut o juruință și a zis: Doamne Dumnezeul oștirilor, dacă vei binevoi să cauți spre întristarea roabei tale, dacă îți vei aduce aminte de mine și dacă nu vei uita pe roaba ta și dacă vei da roabei tale un copil de parte bărbătească, îl voi închina Domnului pentru toate zilele vieții lui și brici nu va trece peste capul lui. Fiindcă ea stătea multă vreme în rugăciune înaintea Domnului, Eli se uita cu băgare de seamă la gura ei. Ana vorbea în inima ei și numai buzele și le mișca, dar nu îi se auzea glasul. Eli credea că este biată și i-a zis: până când vei fi biată? Du-te, detrezește-te. Ana a răspuns: nu, domnul meu. Eu sunt o femeie care suferă în inima ei și n-am băut nici vin, nici băutură amețitoare, ci învărsam sufletul înaintea Domnului. Să nu iei pe roaba ta drept o femeie stricată, căci numai prea multa mea durere și supărare m-a făcut să vorbesc până acum. Eli a luat din nou cuvântul și a zis: du-te în pace și Dumnezeul lui Israel să asculte rugăciunea pe care i-ai făcut-o. Ea a zis: să capete roaba ta trecere înaintea ta, și femeia a plecat. A mâncat și fața ei n-a mai fost aceeași. S-au sculat dis de dimineață și după ce s-au închinat până la pământ înaintea Domnului, s-au întors și au venit acasă la Rama. Elcana s-a culcat cu nevasta sa, Ana, și Domnul și-a adus aminte de ea. Când i s-au împlinit zilele, Ana a rămas însărcinată și a născut un fiu, căruia i-a pus numele Samuel. Dumnezeu a ascultat, căci a zis: de la Domnul l-am cerut. Bărbatul său Elcana s-a suit apoi cu toată casa lui să aducă Domnului jertfă de peste an și să-și împlinească juruința. Dar Ana nu s-a suit și a zis bărbatului ei: când voi încerca copilul, îl voi duce ca să fie pus înaintea Domnului ca să rămână acolo pentru totdeauna. Elcana, bărbatul ei, a zis: fă ce vei crede, așteaptă până îl vei încerca, numai împlinească-și Domnul cuvântul lui. Și femeia a rămas acasă și a dat țâță fiul ei până l-a încercat. Când l-a încercat, l-a suit cu ea și a luat 3 tauri, o efă de făină și un burduf cu vin. L-a dus în casa Domnului la Shilo, copilul era încă mic de tot. Au junghiat taurii și au dus copilul la Eli. Ana a zis: domnul meu,
iartă-mă. Cât este de adevărat că sufletul meu, tău trăiește, Domnul meu, atât este de adevărat că eu sunt femeia aceea care stătea aici lângă tine și mă rugam Domnului. Pentru copilul acesta mă rugam și Domnul a ascultat rugăciunea pe care eu făceam. De aceea vreau să-l dau Domnului, toată viața lui să fie dat Domnului. Și s-au închinat acolo înaintea Domnului. În familia asta toată lumea face gălăgia. Peter, mai ai loc? Ok. Copii, știți la ce mă gândesc eu când îi aud copiii ăștia plângând? Și eu am făcut la fel. Și eu am făcut la fel și cineva a avut răbdare cu mine. Mă înțelegeți? Și voi ați făcut la fel, toți. Toți ați făcut la fel. Și cineva a avut răbdare cu voi. Acel cineva sau acea cineva poate este o bătrânică, poate este un bărbat surd, care nu mai aude, dar v-a îngrijit cu bucurie și cu plăcere și ați ajuns până aici. Ori de câte ori aud copiii plângând, îmi dau seama că atât de plângăcios fi fost și eu și atât de uneori de irascibil. Ok. Peter, tu știi că azi nu-ți binecuvântăm copilul. Tu știi că astăzi facem un singur lucru. Vrem să te responsabilizăm și mai mult. Și pe Claudia, și pe bunici, și pe bunici. Și să ne uităm în Scriptură și să vedem ce perspectivă are Dumnezeu pentru copiii noștri. Este o lume bulversantă. Cine crede că trăim o viață ușoară în Europa aceasta unită sau în România aceasta post-decembristă se înșală. Este o vreme bulversantă, este o vreme în care uneori nu mai știi încotro să o iei. Dacă te pui să te uiți la televizor, ai încurcat-o. Ori te îndobitocești, ori începi să urăști. Da? Două lucruri deocamdată eu cred că fac televizorul. Ori te îndobitocește, ori te face ca să urăști. De aceea cred că atunci când este vorba de copii, trebuie să ne uităm în Scriptură. Valorile iudeo-creștine cred că ar trebui să fie valorile care ar trebui să ne însoțească pe tot parcursul vieții. Am citit probabil că atunci când s-a făcut Constituția Europei, au fost câțiva experți care au ținut cu tot din adinsul în Constituția Europei să nu fie inserat nimic din Scriptură. Nimic să nu facă referire la valorile iudeo-creștine ale Europei. No comment, pentru că nu este o oră de politică. Dar zic no comment. Uitându-ne la viața noastră, uitându-ne la tot ce se întâmplă în lumea noastră, ne dăm seama că singura șansă reală pentru țara aceasta, singura șansă reală pentru noi ca să ne reechilibrăm este să ne uităm în Scriptură. Dacă nu ne uităm în Scriptură și putem să o facem și cei mai mulți nu o fac, nu se uită în Scriptură, deci ne vom îndobidoci tot mai mult. Ne vom împrăștia tot mai mult. Nu vom mai avea repere, nu vreau să zic repere morale, pentru că zic prea puțin, nu mai vom avea repere iudeo-creștine printre noi. Pentru că moralitatea ce este astăzi? Poți să vorbești despre moralitate? Nu! Moralitatea este ceva care este nedefinit. Am ascultat și am văzut că s-a făcut reclama la radio și am citit în ziar, a fost ieri, cum s-a numit marșul ăla? Marșul diversității. Poftim? Marșul diversității. Adică a fi diferit nu înseamnă să fii greșit. A fi homosexual, lesbiană sau orice, nu înseamnă să fii greșit.
Astea sunt valorile pe care le promovează cine? Spun ei, de la America vin. Am citit o pagină întreagă a ambasadorului Americii la București, în care el lăuda diversitatea care de la 1970 încoace este promovată. M-am bucurat de, nu știu cine era, o noua dreaptă, m-am bucurat de acei de la noua dreaptă și m-a surprins că tac popii ortodoxi, catolici, pentecostali, baptiști, non-denominaționali, toți tăcem. Pentru că suntem de acord cu diversitatea. E bine, Peter, în lumea asta au venit copiii tăi. În lumea asta au venit copiii tăi. În lumea asta vor crește copiii noștri și nepoții noștri. Și tocmai de aceea bătălia anilor viitori va fi o bătălie cruntă, pentru că asta va fi. Dacă vei vrea ca să nu fii de acord cu această diversitate, și trebuie să o pun neapărat în ghilimele, dacă vei vrea să nu fii de acord cu această diversitate, probabil că până la urmă vei face, nu știu, vei fi unul penal din punct de vedere juridic. Da? Dar haideți să ne uităm la cuvântul lui Dumnezeu. Din nou și din nou trebuie să ne întoarcem la cuvântul lui Dumnezeu. Biblia spune așa: cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Va trece și democrația aceasta, va trece și diversitatea aceasta, vor trece, au făcut, zice Solomon, zice Scriptura, că nu este nimic nou sub soare. Îmi spunea unul din prietenii mei că a văzut un film care încerca să creioneze cât mai corect, cât mai adevărat situația lumii romane de acum 2000 de ani. Bulversant este, dacă te uiți. Bulversant de mizerabil. Asta a fost lumea romană de acum 2000 de ani. A, în facultățile juridice se apelează la dreptul roman și așa mai departe. Au avut și lucruri bune, dar din punct de vedere al moralității e bulversant ce a trăit lumea romană. Din punctul de vedere al contemporaneității e din nou bulversant ca să vezi tot ceea ce trăiește lumea. De aceea trebuie să ne întoarcem la cuvântul lui Dumnezeu și ca și dumneavoastră uneori încep să nu am somn. Dimineața, seara. Pentru unii dintre noi vine cu vârsta, pentru alții vine cu îngrijorările, pentru alții cu lucrurile care vrem să le facem. Am spus-o și vreau ca să o repet, m-am gândit și unul din prietenii mei mi-a zis, numai școală îți lipsea. Dacă este un lucru care merită, care să fie făcut de biserica aceasta, este grădiniță și școală. Este grădiniță și școală. Nu numai asta ne lipsea. Asta ne era foarte important și foarte vital. De aceea vreau să vă rugați pentru asta și vreau ca să susținem lucrarea aceasta. De ce? Mă uit în cuvântul lui Dumnezeu. Și trebuie să ne răspundem la câteva întrebări. De ce ne sunt dați copiii noștri în mâini? Dumnezeu pune și Biblia zice, iată, copiii sunt un dar de la Domnul, o moștenire care El ne-o dă în mâinile noastre. De ce ne pune Dumnezeu în mâinile noastre moștenirea Lui? Ce se așteaptă Dumnezeu? În urmă cu o săptămână, Vali, ești aici? În urmă cu o săptămână, Valentin vorbea și zicea ce ar trebui să audă copiii de la noi. Da? Un subiect al tău. Ce ar trebui să audă copiii de la noi? În dimineața asta eu îmi pun întrebarea, da, ce ar trebui să audă copiii de la noi, dar îmi pun întrebarea, ce se gândește Dumnezeu când ne dă nouă copii? Ce s-a gândit Dumnezeu Eugen când a zis, măi, lui Eugen și lui Claudia le dau și un băiat, au o fată, le dau și un băiat.
Ce se gândește Dumnezeu când ne dă nouă copii? Ce s-a gândit Dumnezeu când ți-a dat ție copil, Dorine, da? Ce s-a gândit Dumnezeu când ți-a dat ție copil? Și vă va da copii, multora dintre voi încă Dumnezeu vă va da copii, da? Mie mi-a dat, cu mine Dumnezeu a încheiat subiectul ăsta. Are altele. Și uitați, m-am uitat în Scriptură și foarte interesant, am găsit un pasaj și uitați ce a gândit Dumnezeu despre unul din prietenii lui, despre unul care a ascultat de Dumnezeu, care a umblat cu Dumnezeu și a mers pe mâna lui Dumnezeu aproape în toate lucrurile. Ce îmi place Scriptura? Scriptura nu este o carte care spune numai la părțile bune ale omului, ci Scriptura este o carte care descoperă și părțile alea mai puțin grozave ale omului. Noi ne uităm la Avram și ne uităm din perspectiva bună la el și spunem, cine este Avram? Lucruri bune despre Avram. Prietenul lui Dumnezeu, frumos. Cine este Avram? Întemeietorul unei națiuni. Cine este Avram? Părintele credinței. Cine este Avram? Poftim? Un om al neprihănirii care a umblat cu Dumnezeu. Cine este Avram? Omul care a dat zeciuială din tot ce avea el. Cine este Avram? Na, lasă, am spus lucrurile pozitive. Lasă-l că ăla a fost momentul lui de slăbiciune. Ai văzut când intervine femeia în viața unui bărbat. Ok. Mijlocitor pentru Sodoma și Gomora. A fost Avram pozitiv. Și uitați ce zice Dumnezeu despre un om pozitiv ca și acesta, care, da, sigur că da, a avut și momentele lui mai de slăbiciune, mai de îndoială. Trăiască Ismael înaintea ta, lasă că-i bine și cu Ismael. Dumnezeu a spus, nu, Avrame, eu am o promisiune pentru tine care va veni, așteaptă-o, ea vine. Și uitați ce gândește Dumnezeu despre Avram, despre prietenul lui, despre omul credinței, Eugen. Gândesc că Dumnezeu gândește așa și despre tine, și despre Darius, și despre Dorin, și despre Marius. Ceilalți, unii ați disputat, unii încă n-ați apucat, da? Uitați ce gândește Dumnezeu. Și zice așa Dumnezeu despre Avram. Atunci Domnul a zis, să ascund eu oare de Avram ce am să fac? Căci Avram va ajunge negreșit un neam mare și puternic și în el vor fi binecuvântate toate neamurile pământului, căci eu îl cunosc și știu care să poruncească fiilor lui și casei lui după el să țină calea Domnului, făcând ce este drept și bine, pentru ca astfel Domnul să împlinească față de Avram ce i-a fost făgăduit. Zice Dumnezeu, eu îl cunosc pe Avram, eu am planuri fantastice cu el și ca să pot să împlinesc planurile acestea grozave care eu le am față de Avram, eu știu că Avram va face un lucru. El, și este un cuvânt care nu ne place și care probabil că legislația Uniunii Europene ne-ar penaliza, are să poruncească copiilor. Cred că este un cuvânt deja prea dur ca să poruncești copiilor. Dar asta spune Scriptura. Are să poruncească copiilor ca să țină calea Domnului. În familia Mihescu sunt foarte mulți copii. Cu atât mai importantă este predica mea. Deci, ce zice, ce gândește Dumnezeu? Dumnezeu gândește așa. Eu îl cunosc pe Avram. În sinea lui, eu îl știu care este atitudinea lui. Eu știu că el va avea momente în care se va dovedi ca fiind slab. Dar totuși eu îl cunosc pe Avram și știu că, în esență, Avram este un om
care se teme de Dumnezeu. Peter, eu așa îl gândesc pe Dumnezeu și așa cred despre tine și așa am crezut despre mine și încă cred. Așa cred despre voi toți, despre fiecare. Dumnezeu se uită și El ne cunoaște. El știe momentele noastre de slăbiciune. El știe că noi nu suntem numai așa. El știe că noi mai avem și căderile noastre. Dar El știe că atitudinea inimii noastre este să-L căutăm pe Dumnezeu. Și atunci zice, oh, eu știu că Eugen, în secolul 21, eu știu că alți bărbați, alți tați în secolul 21, eu îi cunosc și eu știu că ei vor vedea, vor porunci copiilor lui ca să țină calea Domnului, să facă ce este drept, ca eu să pot să mă împlinesc în ei toate planurile mele. Care sunt planurile lui Dumnezeu pentru un om? La general, care este planul? Căci eu știu ce planuri am vis-a-vis de voi. Planuri de pace și nu de nenorocire. Vreau să vă dau un viitor. Vreau să vă dau o perspectivă serioasă. Ăsta este planul lui Dumnezeu pe care El îl are cu copiii noștri, cu noi. Dar ca să îi ducem pe copiii noștri la planul acesta, noi trebuie să facem câteva lucruri. Și în dimineața aceasta l-am ales, am ales familia aceasta, Elcana și Ana. Uite aici o femeie deșteaptă. Uite aici un soț supus. Asta zice Scriptura. Mie îmi place tare mult. Mie îmi place tare mult. Care nu l-am citit? 8. Elcana, bărbatul ei, îi zicea, Ano, pentru ce plângi și nu mănânci? Pentru ce ți este tristă inima? Oare nu prețuiesc eu pentru tine mai mult decât 10 fii? Ok. Asta păstrăm pentru conferința din toamnă, nu face parte din subiectul predicii mele. Peter, ai 2 copii. Poate vei mai avea, poate nu. Dumnezeu știe 100%. Și tu cu Claudia plănuiești 100%. Ok? Dar ce au făcut oamenii aceștia? Primul lucru, și mie îmi place tare mult ca să mă uit și... Versetul 11 zice așa, ea a făcut o juruință și a zis, Doamne Dumnezeul oștirilor, dacă vei binevoi să cauți spre întristarea roabei tale, dacă îți vei aduce aminte de mine și nu vei uita pe roaba ta, dacă vei da roabei tale un copil de parte bărbătească, îl voi închina Domnului pentru toate zilele vieții lui. Îl voi închina Domnului pentru toate zilele vieții lui. Ce ar trebui să facem noi cu copiii noștri? Să închinăm Domnului. Ce înseamnă a închina Domnului un copil, ceva? Să-l încredințez. Eu zic că trebuie un pic mai mult. Știi ce mă surprinde pe mine citind Scriptura și ori de câte ori citesc Scriptura, îmi pun întrebări și Dumnezeu nu se supără când eu îmi pun întrebări. Cum poate femeia aceasta să spună că îl închină pe acest copil al ei Domnului pentru toate zilele vieții lui? Dacă zicea pentru toate zilele vieții mele, era o femeie realistă. Așa, ea întrece realismul și zice, îl voi închina Domnului pentru toate zilele vieții lui. Dar stai puțin, măi femeie, ai pretenția ca el să moară înaintea ta? Tu vei muri înainte și el va rămâne după tine, feciorul tău. De ce ești așa de sigură că îl încredințezi Domnului, îl închin Domnului pentru toate zilele vieții lui? Asta este. Fiica mea,
Este foarte interesant. Vedeți? Spre exemplu, Biserica Catolică spune că dăm un copil până la 7 ani și voi face din el un catolic. Până la 7 ani. Dăm un copil până la 7 ani și voi face din el un catolic. Unii dintre noi, ascultați-mă, unii dintre noi vrem să închinăm copiii noștri Domnului, știți când? Când e prea târziu. Când e prea târziu. Femeia aceasta face un lucru fantastic și ascultați ce de, nu știu cum să o numesc, da? Versetul 22 spune, 21, bărbatul său Elcana s-a suit apoi cu toată casa lui ca să aducă Domnului jertfa de pestian și să-și împlinească juruința. Dar Ana nu s-a suit și a zis bărbatului ei, când voi înțerca copilul, îl voi duce ca să fie pus înaintea Domnului și să rămână acolo pentru totdeauna. Elcana, bărbatul ei, a zis, fă ce vei crede, așteaptă până îl vei înțerca, numai împlinească-și Domnul cuvântul lui. Și femeia a rămas acasă și a dat țâță fiul ei până l-a înțercat. Când l-a înțercat, l-a suit cu ea și a luat 3 tauri și l-a dus la casa Domnului. Era încă, copilul era încă mic de tot. Înțelegeți? Era încă mic de tot. Ca să îi închinăm copiii noștri Domnului, Peter, Claudia, ca să închinați copiii voștri Domnului, dacă vreți lucrul acesta, dar eu știu că voi vreți, ca Domnul să-și împlinească față de ei toate planurile lui mărețe, trebuie ca pe acești copii, încă de mici, să-i aduceți în casa Domnului. Încă de mici, dar sigur că da, vor face gălăgie. Dar când să facă gălăgie? Dacă nu acum când sunt mici. Măi, David, tu ești un frumos. El pricepe ce spun eu, sigur. Deștept. Trebuie să-i aducem copiii noștri în casa lui Dumnezeu. Trebuie să-i punem înaintea lui Dumnezeu. Trebuie ca să dorim să-i închinăm lui Dumnezeu. De când îi închinăm Domnului? Încă de mici, pentru ca această închinare să poată să fie valabilă pentru toată viața lor. Am întâlnit, din nefericire, ca și dumneavoastră, am întâlnit oameni care prea târziu și-au dat seama de ce trebuie să facă cu copiilor. Foarte mulți dintre noi zice, acum e mic. Și pentru că e mic, în fiecare zi se scoală la grădii sau la școală și las duminica să doarmă. Păi lasă-l să doarmă, că va dormi toată viața lui duminica. Sunt foarte deschis. Și atunci copilul acesta va avea niște valori care le dă lumea aceasta, valori morale, dar care n-au nicio valoare. De aceea, uitându-mă în Scriptură, îmi dau seama că noi nu avem decât o singură șansă, întorcându-ne din nou și din nou la Scripturi. Scriptura zice că familia aceasta a fost foarte preocupată și a zis, vreau să-l închin copilul acesta Domnului și pentru că îl închin Domnului, eu îl duc în casa lui Dumnezeu. Îl duc acolo. De aceea repet încă o dată. Dacă voi muri, zilele viitoare, săptămânile viitoare, nu voi semna ca să iau școala și grădinița din Ghiroda. Dar dacă nu voi muri, cu toate riscurile ce ni le asumăm, eu voi semna ca să o luăm. Pentru că este un mod, nu știu dacă voi plecați mai departe în Canada, dar dacă plecați în Canada, ok. Domnul să împlinească față de voi tot ce v-a fost făgăduit. Dar dacă nu, eu vreau ca acest copil, când va avea 3 ani,
să vină la grădiniță. Cu Paula. Că și eu m-am dus cu sora mea și când nu s-a mai dus ea, nu mai m-am dus nici eu. Pentru că era sora mea mare. Cu Paula să meargă la grădiniță. Și vreau ca grădinița să fie segmentul din viața lui care îl va adăuga educatorii la educația și creșterea părinților, a bunicilor. Copilul acesta este foarte important să se roage. Mi-aduc aminte de tine, Peter, când tu îmi spuneai că bunica ta, când erai cu ea, te învăța să te rogi și ai văzut-o că s-a rugat. Este așa de important copiii aceștia să vadă, să vizualizeze. Uai, e 12 fără 10, nu-i adevărat, atâta-i ceasul. Fantastic. Să vizualizeze. Zice Biblia, învață pe copil calea care trebuie să urmeze și când îi va da barba, când îi va da barba, unde sunt niște băieți, Raul ți-o da barba? De mult? Bă, Raul, eu nu cred că ți-o da barba. Și când îi va da barba, nu se va abate de la ea, dar învață-l pe copil de mic. Mai vreau să citesc doar un singur pasaj, pentru că timpul nostru a trecut. Perspectiva care Dumnezeu o spune despre copiii noștri și în Deuteronom citim în felul următor. Citim astfel în Deuteronom, în capitolul 6. Și spune Biblia așa, ascultă, ascultă, Eugen și Claudia, și căutați să împliniți, ca să fiți fericiți, să vă înmulțiți mult, cum v-a spus Domnul Dumnezeul vostru. Domnul Dumnezeu este singurul Domn. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi, să le ai în inima ta, să le întipărești în mintea copiilor tăi, să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula, să le legi ca un semn de aducere aminte la mâini și să-ți fie ca niște fruntari între ochi, să le scrii pe ușciorii casei tale și pe porțile tale. Eu am mai spus lucrul acesta și o spun și astăzi. Am fost în destule case și de multe ori mi s-a arătat camera copiilor. Cine era în camera copiilor? Michael Jackson. Să fi fost iertat, că a fost cu putință, dacă s-o fi pocăit. Acum nu mai poate să fie iertat. Cine mai am găsit în camera copiilor? Spider-Man. Pe cine mai am găsit în camera copiilor? Ronaldo, Cher. Pe cine mai am găsit în camera copiilor? Pe Messi. Și așa mai departe. Ei, de foarte puține ori am găsit în camera copiilor un verset scris. Pentru că nu vorbesc despre casa noastră, fiule. Da? Biblia spune așa, întipărește în mintea copiilor tăi, Peter. N-ai încă o cameră a copiilor, dar când vei avea și vei avea, încearcă să vezi ce le pui în camera copiilor. Claudia, tu ești designer, poate, sau o lași pe arhitect. Ce le veți pune în camera copiilor? Ce îi veți învăța? Dumnezeu se uită la voi și zice, eu îl cunosc pe Eugen. El va avea și coborâșurile lui, dar eu în principiu îl cunosc pe Eugen și știu că el are să facă un lucru. Are să se gândească la toate promisiunile pe care eu le am vis-a-vis de rasa umană și știu că eu, Dumnezeu, vreau să dau mântuirea, vreau să dau protecția, vreau să dau ajutorul. Și pentru că el știe lucrurile acestea, el va avea niște obiective foarte clare cu copiii lui. Și asta vrem să ne rugăm în dimineața asta pentru voi.
ca voi doi să știți că Dumnezeu vă cunoaște, să cunoașteți voi înșivă planul lui Dumnezeu pentru voi și pentru copiii voștri și în virtutea acestui plan să faceți ce este important. Amin? Amin. Bine. Bine. Vreau acum să veniți în fața. Eu știu că voi aveți foarte mulți prieteni în biserică. Da? Și eu când zic că îl chem pe prietenul vostru Darius să vă citească un pasaj de binecuvântare și când zic că îl chem pe prietenul vostru Marius să se roage, nu vreau să se supere ceilalți prieteni, că eu știu că voi aveți. Haideți aici. Și vreau ca voi doi să-i citiți lui Eugen și Claudia pentru băiețelul acesta, David, care îl aduce înaintea lui Dumnezeu. Și apoi, Marius, să te rogi pentru ca ei să-L cunoască mai mult pe Domnul. Și copiii aceștia să-L cunoască pe Domnul. Și să aștepte, ca și odinioară, nu știu dacă mă-i-o fi prins Elcana și-o fi prins Ana vremea în care Dumnezeu l-a chemat pe Samuel. Nu știu. Biblia nu mai spune asta. Dar voi să prindeți vremea în care David s-audă vocea lui Dumnezeu și să zică, hei, bunul, am auzit că m-a chemat cineva. Și bunul sau mami sau tati sau buna să zică, hei, David, când vei auzi încă o dată vocea aceasta, să știi că te cheamă cel preanalt, făcătorul tău. Vreau să-i binecuvântăm astfel. Claudia și Eugen, iată ce m-am gândit că ar fi potrivit pentru David Martin, ca Dumnezeu să-l binecuvinteze. Amen. Citesc din Psalmul 92 și vreau ca biserica să spună amin împreună cu mine. Ne rugăm ca David să înmugurească ca palmierul, amen, să crească ca cedrul din Liban, amen, să fie sădit în casa lui Dumnezeu și să înmugurească în curțile Dumnezeului nostru. Amen. Să rodească până la bătrânețe, să fie plin de miez și de verdeață, ca să facă David Martin cunoscut că Dumnezeu, Domnul, este drept, iar el să fie pentru David Martin stânca în care nu există nedreptate. Dumnezeu să-l binecuvinteze pe David Martin. Aș vrea să vă simțiți parte la ceea ce urmează, așa că vă invit să vă ridicați în picioare. Și pentru cei care aveți îndrăzneală, întindeți o mână, dreapta de preferință, în dreptul familiei Mihăiescu. Amen. Amen. Și haideți să ne rugăm. Doamne Dumnezeule, vreau să-ți mulțumesc pentru Eugen și pentru Claudia. Îți mulțumesc, amen, pentru Paula și pentru David Martin. Și vreau să te rog să-i binecuvintez. Amen. Mulțumesc pentru familia lor lărgită, pentru familia lui Eugen, pentru familia Claudei. Doamne Dumnezeule, binecuvintează-i pe toți. Amen. Punem numele Tău peste familia aceasta. Amen. Și sângele Tău, Iisuse, să se facă cunoscut și puternic. Doamne Dumnezeule, mă rog, acest copil să aibă parte de cea mai aleasă educație din partea lui Eugen și a Claudei. Doamne Dumnezeule, mă rog, ca cu înțelepciune și cu răbdare Tu să vii peste viața lor și Eugen și Claudia să-și educe copiii în spiritul Tău, amin, în spiritul valorilor iudeo-creștine. Dumnezeule, mă rog, ca Scriptura, cuvântul Tău să nu lipsească de pe buzele lor, amin, și să-L rostească cu putere și cu autoritate peste viața copiilor lor și așa să-i binecuvinteze, Dumnezeule. Să se roage atunci când sunt în boală, Dumnezeule, și copiilor se vindece. Doamne Dumnezeule, mă rog atunci când sunt în strâmtorare, copiilor și nevoie de sfaturi, să-i ajute cu vorbe bune, cu vorbe calde și cu sfaturi din partea Ta. Doamne Dumnezeule, mă rog că atunci când copiilor celebrează, Eugen și Claudia să se bucure și să se sărbătorească împreună cu ei. Dumnezeule, fie ca numele Tău puternic și glorios, numele Tău cel Sfânt să fie peste viața acestei familii, amin, peste acest copil. Mă rog, Tată, în numele lui Iisus Hristos, că atunci când îi va da barba, atunci când va avea 10, 11 anișori, 12, 14, acest copil să Te recunoască pe Tine, Iisuse, amin, ca mântuitor al sufletului lui, ca singura scăpare și salvare pentru viața lui și să Te mărturisească în apa botezului, în viața lui de credință. Tată, mă rog, ca acest copil să cunoască toată binecuvântarea, toată splendoarea și fața Ta, să se strălucească
pășească peste viața lui. Mă rog, Dumnezeule, să-l ții în sănătate. Mă rog, Dumnezeule, să-l ții în depline facultăți mentale. Mă rog, Dumnezeule, să ajungă să se dezvolte din punct de vedere fizic armonios. Doamne Dumnezeule, mă rog ca emoțional acest copil să cunoască plenitudine și binecuvântare. Mă rog, Tată, ca nimic să nu lipsească și fie ca mâinile lui Eugen și mâinile Claudiei să se producă suficient, Dumnezeule, pentru ca David și Paula și alți copii care vor fi să poată să aibă ce să mănânce, să aibă unde să se odihnească, să aibă, Dumnezeule, cu ce să se îmbrace. Tată, te binecuvintez că familia Mihăiescu este în mâna ta. Tu ești glorios, tu ești puternic, numele tău este puternic peste viața lor. Tată, mă rog să dai înțelepciune lui Eugen și Claudiei și orice vor face pentru copiii lor să fie făcut spre gloria și spre lauda numelui tău. Mă rog, Tată, ca numele tău să strălucească peste viața acestui bărbat. Doamne Dumnezeule, Tu știi la ce l-ai chemat. Toate zilele lui sunt numărate înaintea Ta. Sunt știute fiecare minut, fiecare secundă, orice circumstanță. Tată, știu că l-ai chemat la lucruri mari și de aceea îți mulțumesc că lucrurile frumoase și binecuvântate pe care le-ai pregătit pentru David Martin să intre în ele, stau înaintea lui. Și mă rog, Dumnezeule, ca acest copil să se bucure de toate lucrurile frumoase și bune și toate faptele bune pe care le-ai pregătit mai dinainte, ca el să intre în ele și să cunoască binecuvântarea Ta. Fie ca numele Tău să fie puternic. Tu ești stânca acestui om, ești stânca acestei familii, ești Dumnezeul acestei familii. Dumnezeule, ne încredem în Tine. Numele Tău este puternic și fața Ta va străluci de acum și în veac. Și știm, Tată, că urmașii lui Eugen și ai Claudiei nu își vor cerși pâinea și nu vor fi părăsiți niciodată. De aceea Tu ești Jehova Ire, ești Jehova Rafa, ești Dumnezeul lor și nimic nu va lipsi și nimic nu va duce lipsă în această familie. Tată, Te binecuvintez în numele lui Iisus Hristos. Amin. Eugen și Claudia, Dumnezeu să vă binecuvinteze din partea Bisericii Metanoia. Eu mai vă zic doar un singur lucru, Eugen și Claudia, și trebuie să-l spun lucrul acesta apăsat. Eugen și Claudia, voi, prin chemarea de care ați avut parte din partea lui Dumnezeu, sunteți familie de păstori în biserica aceasta. Și trebuie să știți că plagiatori în România sunt foarte mulți, dar ponta la ora asta este buchisit pentru un singur lucru, că este prim-ministru. Dacă n-ar fi fost prim-ministru, ca și el ori plagiat mii sau poate zeci de mii. Dar pentru că este prim-ministru, trebuie să dea exemplu. Voi doi sunteți o familie de păstori. Dumnezeu să vă ajute să dați exemplu. Veți fi sub presiune mai mult decât alte familii. Așa cum familia mea a fost și este sub presiune mai mult ca alte familii. De aceea mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și prin tot ceea ce faceți, să fiți un exemplu. Mă bucur pentru familia Mihăiescu, pentru familia Martin, că au fost din nou împreună cu noi, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Trebuie să vă spunem, vă mai așteptăm nu numai la momentele în care veniți cu nepoții. O după masă excelentă, la 6:10 ne vedem din nou de seară. Fiți binecuvântați de Domnul! Batista, mai există? Încerc, era 6:10.